Ce frumos ne întâmpină. Da, deci așa arată biserica pe care o să o vizităm. Sfântul Dumitru Dumitar. Hai mă să vedem. Am parcat aici, m-a costat 0 lei. Bun, stați să închid mașina. Bă, sunt curios, mă. Eu am mai venit aici și am văzut, dar să vedem dacă ei mai tot lucrau. Uitați pe sus, pe acolo, mai tot lucrau, mai săpau ceva, vreau să se extindă. Și să vedem dacă s-au extins, dacă au făcut ceva. Oricum e ceva wow, oricum ceva super. E puțin cam rece. Mamă, cum se vede pe sus acolo. Da. Sper să fie deschisă. O mănăstire sau o biserică? Nu știu, cred că pot să-i spun și mănăstire. Pe acolo avem un lac. Un râu, pot să-i zic un râu? Mamă, dar murdar e. E foarte murdar. Sper să fie deschisă. Vreau să vă spun că am văzut oameni pe stradă, ca la noi. Dar bine, parcă e fără mască. Deci bulgarii sunt mai relaxați decât noi. Nu știu ce să zic. Mă bate gândul să mai vin. Mă bate gândul să mai vin în Bulgaria. Ia să vedem. Nu pot să răspund. Hai să vedem ce avem aici. Uite că aveam aici și parcare. Să vedem. Pericol de cădere de pietre de pe stâncă. E mănăstire. Poftiți. Ia uitați ce frumos ne întâmpină. Foarte frumos. Hai să mergem mai departe. Ce mai avem aici? O zonă. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, Roman. Roman. Lumânare? Da. Aici lei primesc. Lei primeți? Da. E perfect. Ia auziți, oameni buni. Cât? 3 lei una. 3 lei una. Dați-mi 3. 3 din... 4, da? 4. Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută. A sus veche biserică, jos noua biserică. Ok, sus vechea biserică, jos noua biserică. Thank you very much. Hai să mergem la vechea biserică și să lăsăm aici lumânările? Nu, că le ia cineva. Să nu le ia cineva, mamă, să zic cu... Hai să mergem, avem scările astea aici, avem acest clopot. Așa. Mamă, cum se vede. Ce de treabă a fost, doamnă? Nu intrăm așa într-un test și filmăm. Da, să prezentați mănăstiri, vă rugăm frumos să stingeți aparatul. Pe aici așa încolo am voie, nu? Nu aveți voie. Nici pe acolo. Nu aveți voie deloc să filmați în curtea da. Mănăstirii fără acordul nostru. Adică ce acord trebuie ca să știu cum să mă adresez? La patriarhie și cereți în acordă. Noi, creștinii, donăm bani. Că este autoritatea statului tot de la noi din buzunar să iau bani pentru
sprijini bisericile și mănăstirile din România. Să rămână, maică. Da. Da. De ce? De ce? Sunt YouTuber. Relaxați-vă, stați liniștit, da? Nu vă faceți griji. Sunt YouTuber și vizitez mănăstiri. Ia, aici să bifurc. Scările nu sunt, cum se zice, echilibrate, adică nu sunt, una e mai mare, una e și mai mare, una e și mai, la aceeași dimensiune. Da, ce tare, dar văd că nu se poartă mască. Ce avem aici? Cred că aici s-a prins lumânările. Păi și n-am chibrit. A, uite acolo, chibrit. De ce aici? Hai să prind. Aici. Ha? Stați așa. Nu știu ce vrea să semne. Morții și morții și vreau cu vii. Hai să punem așa. Și încă una. Și vom să le aprindem. Așa. Le aranjăm. Am înghețat de frică. Ce știa doamna aia românește? Așa. Și acum în partea salantă. Ortodox.
Cred că doamna aia și-a dat seama că sunt din România, pentru că m-a văzut că port mască. Ce avem aici? Ce vrea să însemne asta? Ah, și nu mai treci. Acum. Trecerea oprită. Foarte frumos. S-au gândit să sape... Ah, ce scrie aici? Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit. Astăzi, încă suntem în 13. Astăzi, 13, Octavian Popescu vă arată minunățile din această zonă. Adică, intrați pe canalul lui de YouTube, Clanul PTM, dați și subscribe, dați și coment, pentru că am nevoie de coment. Da, vreau să văd cine ești, vreau să ne cunoaștem. Vă mulțumește din tot sufletul că vă uitați la el și toate cele bune. Mergem mai departe, nu mi-am la vedere de la voi. Mai avem aici încă două încăperi, trei, ia să vedem, da, trei încăperi. Aici e, nu știu ce ușa asta, e închis. Pare a fi închis. V-am zis, se tot muncea aici. Avem aici un... Mam, un leu. Fix un leu, mam. Ce voi face cu acest leu? Mamă, bateria de la GoPro. Asta nu vreau să o pierd. Nu vreau să o pierd, că mai vreau să stau cu voi. Aici. Ia să vedem. Ce găsim noi aici? Ah. Cineva și-a scris... A scris... o rugăciune. Doamne, patruște arbitrile. Ce fel arată. Ia uitați. Și pe aici au băgat. Au băgat monezi, bănuți. Au băgat bănuți și aici. Hârtiuțe aici. Ia uite pe unde a ascuns-o. Unde a băgat-o. Mamă, câte ca la zidul plângerii din Ierusalim. Ia uitați. Și aici, și aici. Foarte multe. Ia uitați. A pus aici, deasupra la icon. Uite, mai avem aici încă un bilețel. Da. Oamenii se roagă, mamă. Se roagă pentru sănătate. Ia să vedem ce mai avem aici. E cam straniu. Avem aceste scări. A, este un mormânt. Ia să vedem ce mai avem aici. Aici avem un cuib de lunele. Mergem mai departe. Foarte frumos. Acum mergem către Biserica Nouă.
Probabil că ăsta este dezinfectant. Haideți să ne dezinfectăm puțin pe mâini. O, ce rece. Așa. Foarte frumos aici, să știți. Avem și toaca. Avem și toaca. Avem aici un fel de televizor. Și ia uitați câți bani românești sunt aici. E 1 leu, 2, 3, 4, 5 lei. Foarte tare, foarte mișto. Eu nu mai am bani. Ia pe ce am călcat. Nu mai am bani deloc. Mi-ar fi plăcut să mai am, să mai pun pe aici. Dar nu mai am. Cardul. Ce mai avem pe aici? Hai să intrăm în biserică. Deschis. Hello. Bună ziua, bună ziua. Sărmâna. Doamne ajută. Cum să stingeți aparatul? Pa, aici așa încolo am voie, nu? Nu aveți voie. Părinte. Octavian Popescu. Octavian Popescu, fii metodul în cer, după mine, Doamne ajută. Doamne ajută, Părinte, să rămână. O zi cât mai frumoasă. Mulțumesc. Să rămână. Doamne ajută, Părinte. Părintele a știut românește. M-a întrebat cum mă cheam. Știți ce rău îmi pare că nu mai am un bănuți? Mai aș fi donat ceva și eu. Aș mai fi vrut să donez. Foarte frumos. Vă recomand să veniți aici. Deci, din București și până aici, sunt 70 de kilometri. 70, cel mult 80 de kilometri. Cred că e mult 80 de kilometri.
Bun, acum mergem, mă întâlnesc cu fosta mea prietenă. Îi zic așa ca să nu-i dau numele. Deja am vorbit cu ea la telefon, ea m-a sunat mai devreme. O să închid aici. Ia, ce mai avem pe aici? O să închid aici pentru a mă întâlni cu ea, să ne dăm întâlnire. Așa și mergem să și mâncăm. În România, granița Giurgiu. Ia uitați. Da. Chiar mă bucur că am revenit în acest loc. Foarte superb și foarte frumos. Cum să stingeți aparatul? Pe aici așa încolo am voie, nu? Nu aveți voie. Eu cred că acest filmuleț o să fie destul de măricel și cred că o să-i dau câteva episoade. Nu știu dacă aveți voi cum să vă uitați. Foarte, foarte să stați atât de mult. Și cred că o să-l despart. Și o să mergem să și mâncăm la mall. Mergem la mall în Bulgaria. Bă, am văzut oamenii aici, sunt destul de relaxați, cu... nu se poartă mască. Ați văzut cele două doamne bulgărace? Nu știu, nu se poartă sau cum? Las că intrăm acum mai în mijlocul orașului și trebuie să vedem oameni. Am rămas fără baterie. Am schimbat bateria, deci da. O să bag înapoi bateria asta, pentru că vreau să se încarce. Da, oameni buni, și vă recomand să veniți aici. Vreau să vă spun că eu am venit pe timp de vară, în timpul verii, și chiar a fost foarte, foarte frumos. Am venit cu un băiețaș super de nota 10. Dar mergem către mall acum. Mergem la mall. Hai, unde am pus eu cheia? Cheia. Așa. Punem GoPro-ul la încărcat și mergem mai departe. Ne conectăm aici în mufele astea. Ia uitați. Foarte frumos amenajat.